în 3 minute. Așa, se spune că înainte eu credeam și mă gândeam că trebuie să protejez prieteniile, relațiile frumoase, relațiile să le întreținem frumos. Dar acum am înțeles că, de fapt, trebuie să mă protejez pe mine de oamenii cu două fețe, de oamenii bârfitori, și trebuie să ne protejăm de cei care, de foarte multe ori, ne râd în față și pe la spate stau cu cuțitul, știi? Corect. Deci trebuie să ne gândim și la noi, Lidia. Obligatoriu, obligatoriu. Se spune că cea mai frumoasă prietenie este cu propriul tău creier, înțelegi? Prieteniți, nu vă fie rușine de... Și când descoperi prietenia aceasta? Păi, prietenia asta o descoperi atunci când îți dai seama că ceva nu e în ordine cu tine, înțelegi? Că începi să nu gândești rațional. Și ne ținând cont de, să spun că, de gura lumii sau că trebuie să fii, să te cadrezi într-un standard, mă rog, într-un tipar sau să nu ieși în evidență. Nu, dar important este să-ți dai seama că dacă tu ești prieten cu creierul tău și n-o să te lași niciodată influențat, n-o să te lași niciodată manipulat, n-o să te lași niciodată să cineva să-ți pună ideile lor în capul tău. Este alegerea ta dacă le accepti sau nu. Că, uite, de pildă, tu îmi dai 10 proiecte, da? Eu nu sunt câțu să le iau pe toate. Eu sunt Lidia și o să iau numai unul. Există o vârstă la care conștientizezi acest lucru? Pentru că inițial, nu, când începi această viață socială, de obicei ai grijă să fii pe placul colegilor, pe placul prietenilor, să corespunzi cerințelor șefului. Există o vârstă de la care spui gata? Deci ce vreau eu este cel mai important, ce vor ceilalți, judec după aceea. Este adevărat. Dar uite, de pildă, în momentul când îți găsești un job și ești condiționat, viața ta în totalitate este condiționată de acel job. Pentru că dacă nu l-ai avea, n-ai avea nici bani să treci strada. Înțelegi? Și atunci trebuie să faci compromisuri și trebuie să fii pe placul șefului, să nu ieși din standard, să nu ieși în evidență, să nu te arăți că ești mai deștept ca șeful de obicei, că ai îmbolinat-o. Și cam astea sunt lucrurile. Dacă ești mai deștept... Pe la 30, așa începi? 35? Pe la 35. Pe la 35-40, de ce? Pentru că începem să avem mult mai multă încredere în noi și, uite, de pildă, dacă nu mai faci față într-o corporație, să spunem, pleci și pleci pe cont propriu și știi să fii stăpânul tău propriu. Bun. Deci trebuie să ne gândim la noi. Deci trebuie să fim prieteni cu mintea noastră, cu creierul nostru, e foarte important, așa, și dacă cineva v-a trădat, oameni buni, nu stați, schimbați definitiv, pentru că așa, doar să-i schimbați ca să se schimbe, nu se vor schimba. Cu alte foarte cuvinte, frumos. Dacă nu-ți place o corporație, ia altă corporație. Mulțumim, Lidia!